sunteți dumneavoastră? De unde? N-am înțeles. Din Arad. Copilul în ce clasă? Sau fetița în ce clasă? Clasa a cincea. Clasa a cincea. Deci tocmai am terminat clasa a cincea acum. Deci, da. Cum procedați? Dar stați pe Google Prof online. Da. Și se deschide, apare un link, Prof online, profesor Ioan Mursu, Google, numărul telefon al meu acolo, clic pe linkul acela și se deschide o pagină în care apare așa, să spunem, defilând, trageți de bară și apare video apicultură, video matematică, mai jos un televizor, mai jos este un televizor. Și dacă dați click pe televizorul acela, intrați, sau să zice așa, click aici, sau nu știu, cam așa ceva, se intre în Prof Online TV. Prof Online TV este, să zic, un televizor acolo care mă duce pe mine, o televiziune online este, pe internet. Și mă duce pe mine direct, mă vedeți dumneavoastră, dacă acum faceți asta, mă vedeți la tablă, eu sunt acum la tablă și încep clasa 8-a. Și așa vedeți acolo orele la care, mă rog, fac emisiunea asta în direct. Așa. Și veți sta de fiecare dată cu ochii pe perioada aceea, de regulă, Mihaela, de la cât începe? De la... Mâine, de exemplu, de la 5 martie, 5 mai, nu plec. Aha. Deci la 5 jumate mâine era fi clasa aceea. Da. Da. La 5 jumate? Da, da. Astăzi a fost de la 5, parcă? Astăzi a fost la 5? Da. Lunea de la 5, marța merg la 5 jumătate. Marța merg la 5 jumate și... Joi o să vedem, noi da. O să stabilim. Și da. Vineri de la 4 jumate. Da. Oricum, dumneavoastră aveți și afișat acolo, cu roșu scris. Okay. Da. Și vedeți toate orele acolo. Iar dacă aveți vreo problemă care vă frământă foarte tare, puteți să ne sunați când vedeți că noi facem o mică pauză, trebuie un exercițiu la altul și să ne propuneți exercițiu. Și la telefon, cum stau acum de vorbă, vă pot face exercițiu. Am înțeles. Și nu uitați, anuntați, dumneavoastră ați venit acum, fiindcă alți părinți, alți copii care știau de Prof Online, nu v-au anunțat. Dumneavoastră mai sunt invers acum. Vedeți, este lucru minunat. Iar dumneavoastră, acum, în școala unde se află băiețelul sau fetița dumneavoastră, fetița merge și spuneți, există Prof Online, avem o șansă. În afară de faptul că vedeți lecțiile astea în direct, acolo, la video matematică, veți vedea în stivă, pe clase, la clasa 5-a sunt, cred, 160-170 de lecții până în momentul de față, luată materia lecție de lecție, tema pentru a doua zi. Deci aveți tot ce vă trebuie, acolo găsiți toate informații. La revedere, la revedere. Mulțumesc. Da. Așa. Ei dăm drumul la Da. Tema. Pentru acasă. Determinați numele reale notate prin litere ca modelul dat. A, modelul. Plus 2 pentru 3 minus 3 totul la a doua.
plus x la a doua, plus 4, plus 2 a x, plus 4 a plus 4 x, egal cu 0. Da. Îmi dă seama așa pe primele două. Deci nu îmi dăm la primele da. Două, da? Și e păcat să stricăm ce avem acolo, da? Deci zicem a minus 7 la a doua, plus 2 pe mângă b minus 3 la a doua, acolo facem un binom plus a plus x tot la a doua. A plus x? Tot la a doua, din a la a doua plus x la a doua plus 2 a x. A la a doua plus x la a doua plus 2 a x, da? Da, a plus x tot la a doua. Deci face a plus x, a plus x, totul la a doua. Acolo dăm un factor comun din, avem 4 a plus 4 x, dăm 4, 1, 4. 4 dar mai lăsăm 4. Dar lasă așa, 4 pe lângă a plus x. Plus 4 pe lângă a plus x. Plus 4. Plus 4. Și am așa, a minus 7 la a doua transcriem, plus 2 pe lângă b minus 3 deci, la a doua. Deci egal cu a minus 7, totul la a doua, plus... Plus, acolo avem un binom, a plus x plus 2 plus la 2. Asta e excepțional. Deci vedem ceva la pătrat. Plus 2 ori acel număr, plus exact. 2. Ca să fie 2 ori 2. Mm-hmm. Da? Plus 4. Și plus 4 ca zic 2 la 2. Da. Și este clar, prima parte la pătrat, adică a plus x. De 2 ori prima parte a plus x, ori a doua 2. Și plus 2 la 2. Și atunci vom strânge. A plus x. Totul la 2. Este a plus x plus 2 totul la 2. Și atunci avem a minus 7 egal cu 0 rezultă că... Egal cu 0 asta, nu? Da, da. Dacă și nu mai e dată. A minus 7 egal cu 0 rezultă nu mai egal cu 7. A minus 7 egal cu 0. B minus 7. A egal cu 7. B minus 3 egal cu 0, B egal cu 3. Și a B egal cu 3. Și a plus x plus 2 egal cu 0, rezultă a plus x plus 2 egal cu 0, rezultă că 9 plus x egal cu 0, rezultă că x egal cu 0. A, e 7, știi. Da. Deci 9 plus x egal cu 0, rezultă că x egal cu minus 9. X egal cu minus 9 și am aflat toate negoscutele. Mai vreau să reflectăm un pic la... Te-ai dus foarte bine, ai văzut pătratul perfect acolo, a plus x așa, dar deodată nu puteai să vezi a plus b plus c totul la a doua. A plus b plus c totul la a doua este egal cu a pătrat, plus b pătrat, plus c pătrat, plus de două ori. 2ab, da? 2ab plus 2ac și plus 2bc. Mm-hmm. Și erau așa. Deci pătratele sunt, da, a pătrat x pătrat, da. 2 pătrat, și de 2 ori 2 a x, de 2 ori a ori 2, 4 a, și de 2 ori a ori x, ori 2, 4 x. Și deodată, am văzut formula, a plus x plus 2, tot la pătrat. Dar nu te-ai prins să simpli formula asta, te-ai gândit foarte bine. Ai văzut un binom acolo, cine e prima parte, cine e partea a doua și ce a ieșit foarte bine. Da. Următorul exercițiu. X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat. Y pătrat plus Z pătrat. Minus 2X plus 6Y plus, plus 10Z plus 10Z plus 17 plus X minus 7 totul la a doua. X minus 7 totul la a doua. Plus Y plus 3 totul la a doua. Y plus 3 totul la a doua. Egal 0. Egal cu 0. X la a doua minus 2X plus 1. X la a doua minus 2X plus 1 lei de unde? Din 17. Am înțeles. Da, cred că iarăși chestia aia, nu? X la a doua plus X la a doua. Asta mă gândesc și eu, dar nu știu, n-am argumente să văd. Nu, că e minus 2X, că nu e plus. Aia ești, da, și la 1 cu și minus sunt 6 acolo. De aia, sunt 7. 6 e 2 ori 3 acolo ar merge. Dar 10 i z acolo cam mă repede cap. Haideți să încercăm așa, acum mai zis. Cum ai zis tu, Mirna? Deci x pătrat. X pătrat minus 2X plus 1. Nu, deci
Da? Și face x minus 1 la pătrat. Plus. Plus y plus 3 la pătrat. Y plus? 3. 3. Y plus 3. Totul la pătrat. Plus z plus 5 totul la pătrat. Plus z plus 5 totul la pătrat. Ca să vedem 25. Minus, trebuie să scădem în 18. Hai vedem. Deci 1 plus 9 plus 25. 1 plus 9 plus 25. De 35. 35. Mergeți până în plus 18. Deci plus... 18 și minus 18. Nu, minus 18, atât de spune. Că noi avem aici. Da, da, da. Deci minus 18 la sfârșit. Uh-huh. Deci plus... Plus x minus 4 la 2, plus x plus 3 la 2, minus 18. La 0. Egal cu 18 și 4. Aha. Și acum ce? Barna. Da. Te-am dus pe idee. X minus 7, Y plus 3. Poate trebuia să mai restrângem pe ăsta Y plus 3 în 8 la pe de două ori este Y plus 3, vezi? Mm-hmm. Deci 2 pentru Y plus 3 tot la pătrat. Da, mă deranjează 7, 18 ceva. N-ai ce face, minus 2X. Și cu unul ți-a trebuit aici, nu? Dacă ajut la 6Y, potrivit 3 ori la Y. La 6Y îți trebuia 3 ori ăsta ca să facă pătratul perfect. Da, la Z, la fel, mi-a trebuit 5. La Z ți-a trebuit 5. Ca să facă 10Z-ul. Bine când face 0, știi? Mm-hmm. Că atunci când face 0, sumă de pătrate face 0, fiecare egal cu 0. Așa. Mai citești o dată să vezi dacă este... X pătrat plus Y pătrat plus Z pătrat minus 2X plus 6Y plus 10Z plus 17 plus X minus 7 totul la a doua plus Y plus 3 totul la a doua egal cu 0. Nu poate să fie cu x, y. Deci nu ne putem zice la un trinom totul la a doua. Pentru că atunci ar fi fost de două ori a, x, y, 2, x, z, 2, y, z, ori nu ne-am existat și y, z. Deci e scurs, ne gândeam un trinom totul la a doua. Acum, x minus 7 și x minus 1 totul la a doua. Noi minus între ele, în caz mai găsesc o diferență, două pătrate, se fac o... Dar și dacă am luat o pechicită, domnul profesor, cine la a doua plus, 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 cine la a doua? Unde ai? Să dea 18. Mm. Cine? Nu lucrăm în seamănă naturale. Asta e, suntem în zare, yeah. Suntem în el. Și aici este... chiar găsim, da. Da. Deci aici da. Suntem depășiți. Da. N-avem cum să fim determinat numele reale. Da. Bun. Y plus 3. De acord de 2, 6, Y plus 9. Și 1 și 9, 10. 17. Și Z plus 5. Să scriem un pic de 2 Y plus 3, că poate mai vedem ceva. Dacă deci, da. 2 X minus 1 totul la pătrat. Plus 2. De 2 Y minus Y plus 3. Totul la doua. Plus X minus 7 totul la pătrat. Plus Z plus 5 totul la pătrat. Este egal cu 18. Hai să-l ducem pe 2 pe lângă Y plus 3 totul la pătrat în partea asta, o să vedem cine este. Mm-hmm. Deci ar fi echipat. Sau să ducem pe 18 în stânga. Hai să-l ducem pe 18 în stânga, așa ar veni. X
minus 1 totul la pătrat, plus 2 pe lângă y plus 3, totul la pătrat minus 18. Da. Plus x minus 7, totul la pătrat, plus z, plus 5, totul la pătrat, egal cu 0. Aici mă gândesc să scot în factor comun 2. Din astea 2, nu? Da. Asta la 1 era ce mai. Și face x minus 1 la pătrat, plus 2 pe lângă y plus 3, la pătrat minus 9. Plus x minus 7, tot la pătrat, plus z plus 5, tot la pătrat, tot la pătrat, egal cu 0. Acolo vedem că avem a plus b, diferență de pătrat. Da, și ar face x minus 1 la pătrat, plus 2 pe lângă y plus 3 minus 3, y. Nu, y plus 3 minus 9. Y plus 3 minus 3, că facem asta, nu puțin. E 3 la 2. Da. Și vine y pe lângă y plus 6, nu? Și y și pe lângă ori y. Deci, așa, y ori y plus 6. Da? Da. Deci 2y pe lângă y plus 6 plus x minus 7 la pătrat plus z plus 5 totul la pătrat. Și cam cu 0. X minus 7 aici. Dar aici... Mă interesează că am X minus 1 la pătrat și acum X minus 7 la pătrat. Știi, Miruna? Asta mă supăr un pic. Deci x minus 1 la pătrat plus x minus 7 la pătrat. Ca să fie... Restul a fost așa, ce cu z așa, ce cu x, dar x și ăștia se legă de 2. Punem pe 2 de pe lângă y plus... 2 pe lângă y plus 6 acolo, supra egal tot la 2. Da, dar nu am făcut nimic. Ce vreau să facem, adică cum pui și acolo? Nu, că acolo la radical compus este adunat acela plus minus radical dintre D. Da, deci nu poate să fie. Nu e o afacere. Mai vedem încă o dată, vedem o dată greșit eu de la bun început. Nu, așa e, e corect ce scris. X pătrat plus y pătrat plus z pătrat minus 2x plus 6y plus 10z plus 17 ăsta plus x minus 7 totul la pătrat. Alo? Alo? Alo, da? Face nimic și vezi la de direct. Fără rezolvare la ce? Nu e nimic mai greu în problemă. Bine? Bun? 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 La revedere. Maria, nu poate ajung și eu ăsta așa supărat. Nici ei nu au rezolvare la ce? Da? Nu au rezolvare. Da. Mai analizăm. Minus 1 la pătrat, x minus 7 la pătrat. Poate să desfacem pătratele astea. X pătrat minus 2x plus 1 și x pătrat minus 14x plus 49 2x pătrat. Că nu-mi place faptul că rămâne x minus 1 la pătrat și x minus 7 la pătrat. Deci, da, minus 6x. Deci, aș zice așa. Hai să ne ocupăm de aia. 2 pe lângă, 2 pe lângă, vreau de aici, da? 2 pe lângă y plus 3, totul la pătrat, plus z plus 5, z plus 5, totul la pătrat. Da, plus y, sau cine a plus, nu, am zis. L-am luat, 2. Plus x pătrat, minus 2x plus 1, x pătrat minus 2x plus 1, și plus, iar și x pătrat, minus 14, x plus 49, da, egal cu 18 parte. Adică 2 pe lângă y plus 3, totul la pătrat, plus z plus 5, tot
Totul la pătrat plus 2 de ani x pătrat minus 16 x plus... Plus 50 avem acolo, dar plus 50 minus 4, minus 18? Plus 50 minus 18 face... Dar ar trebui plus 16 aici. O secundă. Hai să vedem. Deci 50 minus 18 face... 32. 32. Adică a fost iată, da? Ca să facem încă un modul acolo, ne-ar trebui... Da, cu un pătrat. Deci face... Hai să vedem o dată. Trebuie să ne apropiem. 2 cu lângă y plus 3, totul la pătrat, plus z plus 5, totul la pătrat, plus 2 pe lângă x pătrat, minus 8x plus 16. Facem aici o pătrat. Da, și aici se face, nu? Deci 2 pe lângă y plus 3, totul la pătrat, plus z plus 5, totul la pătrat, plus 2 pe lângă x minus 4, totul la pătrat, egal cu 0. Și acum gata sunt. O sumă de pătrate egal 0, fiecare egal cu 0. Deci vine aici y egal cu minus 3, z egal cu minus 5 și x egal cu 4. Cele 3 rădăcini. Cele 3 valori, 4, minus 5 și respectiv minus 3. Noi am plecat în rezolvarea lui, vedeți, am făcut din nou acolo și de fapt trebuia să deci facem x minus 7. Da. Dar aici trebuia să sesizăm că x minus 1 și x minus 7 nu trebuie să fie așa, să rămâne. Că nu ne-a ajutat deloc. Nu ne-a ajutat deloc, trebuia așezat așa. Ce e cu x, ce e cu y și ce e cu z. Și atunci aș luci și te orientez. Da, deci eu... Când am așezat-o, am lăsat-o așa, adică cine e egal cu 0? Și aici nu dă voie să mă descurc. Nu-i pătrat. Și dacă aș zice, ar fost pătrate perfecte, păi x egal cu 1 și x egal cu 7, intram în conflict. Exact. Da. Și atunci... Asta m-a făcut ca să desfac. Nu putea de două, adică să fie două pătrate perfecte cu x. Asta. Da. X. Și vă ducea un x ca să fie 0. Înțelegi, nu? E de aici. Și asta mai multă viață, că trebuia să desfacem de x minus 7 la pătrat. Din exercițiu, dacă inițial, știți? Uitați că n-a fost, exact. Minus 1 n-a fost, da. Deci x minus 1 la pătrat. N-a fost, da. L-am făcut noi. L-am făcut noi, corect. Dar dacă l-am făcut și vedem pe x minus 7, atunci, iată, dacă desfăceam aici x minus 7 la pătrat la început, exact. Nu, n-aveam să văd eu foarte repede chestia asta, dacă n-am făcut pătrat perfect și pătrat perfect, am două un x, da, am avut și două nigre, dar erau asemenea. Așa, și sigur că da, y plus 3, y plus 3 și vine y plus 3 la de 2 y plus 3. Două mele, da. Da, da, da. Da. Ia să ștergem. Foarte fain. Da. Foarte fain, foarte, foarte, foarte. Autorul cum a plecat Cristian în rezolvare? De aici a plecat. Aha. El a avut așa. Foarte. A fost stricat și l-a așezat acolo, de aiurea, ca să ne batem capul. Exact. Și așa, așa, asta e tehnica de lucru când compunem trei pieșițe de-astea. Știți, domnul că fost autor, așa că... Asta știți. Te-a povestit, da. Autorul din mine la Olimpiadă. Da. Am trăsnit-o așa cum doresc eu din pieșița să nu mai fac ăștia. Și era o banalitate. Așa se întâmplă când ești curat de ideile tale. Se întâmplă, domnul. Deci, cu ce ușor mi-a dat. Da. Da. Păi, bă, da, așa la... Și la ce fază era? La 11. Nu, dar la ce fază? De județ, de școală? Fază județeană. Județeană? Da. Și era un subiect compus pentru fază județeană. Da. Am avut astfel de inițiativ. Deci, actul de creație nu se produce decât dacă îl exersezi. Au, le-a putea să. Deci nu peste noapte, hai, te-a pus să faci treaba asta. Deci este vorba de un antrenament în direcția asta. Înseamnă că aici ținem cont acum. Și la D, zicem așa, 36 x pătrat. Deci, 36 x pătrat. Plus 49 y la a doua. Minus 14 y. Plus 1. Egal cu minus 12 x. Minus 1, minus, 11 minus 10, totul la a doua. Minus 10, așa, da.
În Z avem pătrat, n-avem un X și un Y. Hai să dășim pe toți în stânga. Da. Deci echivalent, minunat, te rog. 36x pătrat plus 49y la a doua. 36x pătrat. Plus 49y la a doua, minus 14y, plus 1, plus 12x, plus 1, plus 11 minus Z, tot la a doua. Ai dat 36x la 12x, deci dăm faptul 12x pe lângă 3x plus 1. Deci 36x pătrat plus 12x. Deci dăm faptul 12x. Așa, să facă 4x pătrat. Să facă 12x pe lângă 3x plus 1. 12x pe lângă 3x plus 1. Crezi că ne avantajează? Oricum, 11 minus Z nu umblăm la ala. Da. Că e numai cu Z, să fii sănătos și acolo. Dacă facem un binom, 36x pătrat plus 12x. Care e 6x, Miruna? Care e 6x, totul la a doua. Plus 1, deci da, da. Este perfect. Facem un binom. Facem un binom, facem... Da, deci zicem 6x, totul la pătrat, minus, ca să vadă tot prietenii, da. Plus 2, plus 12x, plus 6x, da. Plus 1. Plus 1. Care îl avem, avem acolo. Să vă strângem. Da, plus 7y minus 1 la a doua. Să așa, 7y la a doua, dacă vreți să-l scrieți așa. Da. 7y la a doua. Minus 14y. Și plus 1. Plus 1, da. Da. Mai avem 1? Este 1 de aici. 1 de aici și 1 de acolo, este. Plus 11 minus 10. Totul la a doua. Egal cu 10. Da. Și da. Aici, da. Mm-hmm. Și faci 6x plus 1. 6x egal cu minus 1, rezultă x egal cu minus 1 pe 6. X egal cu minus 1 pe 6. Y egal cu 1 pe 6. Z egal cu 11. Z egal cu 11. Z egal cu 11. Ce-a fost aici, Bruna, ca să concluzionăm? N-a fost, a fost mai dificil la altul. Ce-o, da? Da. Cel dinainte. Dinainte a fost mai dificil acolo, decât ăsta, pur și simplu, pătratele perfecte. Tu îți dădea, 36x pătrat îți dădea. Sigur. 36x pătrat, de ce ai de 6x? Nici o culoare aia. Și avem 12x-ul ăsta care mă dirigează, da? Exact. La 49y pătrat, la fel, iar. Ia, de 14. Și 14y și te dirigea foarte bine. Da. Da, exercițiul 55 de la pagina 39. Trebuie să demonstrăm că în orice numere reale x, y, z au loc inegalitățile. În care x, y, z au? Real. În care x, y, z aparțin în ideal. Da. Au loc inegalitățile. Vedeți că ne lasă după ce mi-a dat. Nu mai putem folosi diversele chestii. Da. Sumă de pătrat egal cu un număr, cine poate să fie un număr de naturale sau întregi lucrăm. Așa. Dar aici, în ea, lucrurile sunt complicate. Bun. Au loc. Au loc. A, amic. X pătrat plus Y pătrat mai mare egal decât 2XY. Da. Păi X pătrat plus Y pătrat minus 2XY. Deci e prima dată scriere, am X pătrat plus Y pătrat minus 2XY. X minus 2XY. X minus 2XY la a doua mai mare egal ca 0 și pătrat. Și este adevărat ceva, la pătrat e puterea pozitivă, adevărat. Bun. Deci sunt vreo echivalent, un pătrat perfect, pozitiv, da? X pătrat plus Y pătrat mai mare egal cu minus 2XY. X pătrat plus Y pătrat plus 2XY mai mare egal ca 0. Și atunci X plus Y pătrat 2 mai mare egal ca 0. Așa. X pătrat plus 6X mai mare egal decât minus 9. X pătrat plus 6X. 6X mai mare egal ca minus 9. X la 2 plus 6X plus 9 mai mare egal ca 0. Pentru că la X plus 3 plus la 2 mai mare egal ca 0. X plus 3 plus 9 mai mare egal ca 0.
de x pătrat plus y pătrat plus z pătrat mai mare egal decât xy plus xz plus yz. X la pătrat plus y pătrat plus z pătrat minus xy minus xz. Deci x pătrat plus y pătrat plus z pătrat minus x y minus xz plus yz. Mai mare egal cu z pătrat? Da. Și noi avem nevoie de 2xy, 2xz, 2, așa cum mulțim cu 2. Sigur că da. Deci mulțim totul cu 2. Și o să avem 2x pătrat plus 2y pătrat plus 2z pătrat minus 2xy minus 2xz minus 2xz egal cu 0. 2xz minus 2xz și minus 2yz egal cu 0. Egal, mai mare. Mai mare, da, da, da. Este echivalent cu x plus y plus z totul la a doua, plus x la a doua plus y la a doua plus z la a doua. Ai simțit bine, ești trecerețe, 2xy și nu am nevoie, da? Dar de ce există, de ce 2xy? Ca să știți că era formula aia, x la 2 plus y la 2 plus z la 2, 2xy, 2xz, 2y... Dați cu minus aici. Toți cu minus. Nu prea, că ne mulțești 2 de 2, nu poți să-ți iasă. X la 2 plus y la 2 minus 2xy. A, să rupem din x pătrat și y pătrat, cât e 1. Deci zicem așa, x pătrat plus y pătrat. Plus x pătrat plus z pătrat. X pătrat plus z pătrat minus 2x pătrat. Și plus z pătrat plus y pătrat plus minus 2y egal. Egal cu x plus y cu totul la doua. Mai mare egal ca 0. Hai să zicem, mai mare egal ca 0 și valoarea. X plus y cu totul la doua. X minus y. Da, x minus y totul la a doua, plus x minus z totul la a doua, plus x plus z minus y totul la a doua. Mai mare la aici. N-are importanță. Ori x minus y, ori y minus z, n-are importanță pentru că era pătrat. Și asta e adevărat. Din ce motiv e adevărat? Pentru că ceva la pătrat, nu are egal zi, nu are egal suma numărilor pozitive, mai multor numere pozitive, nu are egal zi. Corect. Și x plus y plus z totul la a doua. X plus y plus z totul la a doua. Mai mare egal decât 3 pe lângă xy plus xz plus yz. Xz plus yz. Ducem iar pe cealaltă. X plus y plus z totul la a doua minus 3 pe lângă aia. Da. Și facem tot la fel. Deci este echivalent, va spune că x plus y plus z totul la doua minus 3 pe lângă xy plus xz plus y plus z mai mare egal ca 0. Și acum desfacem și chestia ca x, putem x la doua plus y la doua adică plus z la doua, da. Și x pătrat plus y pătrat plus z pătrat plus 2xy plus 2xz plus 2yz minus 3xy minus 3xz minus 3yz 3xz și 3xz și 3yz yz minus 3yz minus 3yz, da? Da, mai egal ca 0. Să avem așa, plus 2xy minus 3xy, să duc și să avem minus xy, minus... Deci ce devine aici și ce devine așa? Devine așa x la a doua, plus y la a doua, plus z la a doua, minus xy, minus xz, minus yz, mai mare egal ca 0. Și la fel ca anteriorul. Am redus-o pe asta, că am cerut-o. Și scriem... Deci echivalent. Echivalent cu x pătrat plus y pătrat plus z pătrat. Mai mare egal cu xy plus xz plus yz. Lucru adevărat. Da?
Deci am... Am făcut chiar înainte. Da, și de unde? Nu credeți că a, făcut, că a fost făcută asta de aici? Din ce? De aici au plecat exact. Asta acolo. Și au adunat un 2 pe un Y plus Z plus YZ și au făcut 3 aici. Exact. Da? Da. Și 2XY plus 2XZ plus 2YZ s-a făcut trinomul X plus Y plus Z tot la pătrat. Exact. Și asta ne cerul să arătăm că X plus Y plus Z tot la pătrat. Deci e adevărat. Numai are egal de 3 pe lângă nu știu ce minime. Exact. Deci, practic, de la cea știută, o folosește și adună aici plus 2 pe lângă XY plus XZ plus YZ. Exact. Deci asta este ideea. Și când adună 2 pe lângă, aici se fac și 3 de astea. Iar aici 2y plus 2z plus 2z, totuși la x plus y plus z, totul la a doua. A doua. Da, și e adevărat. Mai avem multe chestii, nu? Da. Hai te rog, deschide și tu casă, sunt niște formule interesante. 700. Da, să... S-a modificat, Dacă ai lucrat, vezi. Se bazează pe ce? Ceva la pătrat e numai egal de 0. Și jocul de acum merge foarte bine. Apare cât t, plus 1 pe t, mai mare egal decât 2.
Adevărat. Deci, ceea ce ai spus tu este corect, adun același numitor. Sau elimin numitor, amplificăm peste tot cu... Aici cu 2xy și te-ai dus la prima cu x minus y, tot la pătrat, mai mare realizat. Ce? X plus y plus z. X plus y plus z. Totul pe lângă. 1 pe x plus 1 pe y plus 1 pe z. Mai mare egal la 9. Facem, le ducem, e x ori 1 pe x e 1, x plus x pe y, x pe z, plus, oare e asta, dacă le mulțim? Pe loc stă de ceva, hai să mulțim. Deci până una altă să-i mulțim, nu? Da, dar prima pe idei, le mulțim. Echivalent. Cu x pe x ai pe 1, x pe x, plus x pe y, plus x pe z, plus y pe x, plus 1, plus y pe z, plus z pe x, plus z pe y, plus 1, mai e mare egal decât 9. Echivalent. Echivalent cu x pe y. Ok, 1, 1, 1, 3 și aici e... Da, pe asta vă zicem, prin schimb toate și zicem mai dacă așa. Deci vine x supra y, plus y. Plus y pe x. Plus y pe z. Plus z. Plus z pe x. Plus, ce mai e? Ce mai avem ceva? Da, mai avem. Plus z pe y. Z pe y. Plus y pe z. Mai mare ca pe 6. Aducem la același numitor. Care e x, y, stop, 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 stop. Stricăm ieșiți. X plus Z pe Y. Y plus Z. Ah, e X plus Z, Y plus... Avem același numitor acolo de două ori. Să aducem împreună. Eu nu deja mai am așa dată. X pe Y plus Y pe X. Cam mai sus. Uite, B-ul. X pe Y, minus pe X pe Y. Număr plus Y pe Z. Am la mare ca două aici și avem ori trei sănătate frumos. Asta e mai mare ca 3, da, mai mare ca 6 atunci. Și suma lor, mai mare ca 6, pe poate ești. Da. Da? Deci am redus-o la așa ceva. O altă idee. A fost ideea asta. De mulțire. Da, și acum ne venea, corect. Și s-a văzut foarte bine. Le-am grupat frumos, m-am dus la asta. X pe Y plus Y pe X, mai mare ca 2. Da. O altă idee. Corect. Știți că media aritmetică x plus y supra 2 e mai mare egal decât media geometrică x ori y și mai mare egal decât media armonică 2 supra 1 pe x plus 1 pe y. Eu pot să sar direct media aritmetică, mai mare decât media armonică. Armonică, corect. Și puteam să mergi cu zilea cu Z, nu? Deci, imediat, exact așa. Pentru doar XY, care însemna așa că X plus Y supra 2, ori 2, ori 1 pe X. No, X plus Y, hai să-i așa, X plus Y, ori 1 pe X plus 1 pe Y. Lasă așa, lasă așa. 2 ori 1 pe X plus 1 pe Y. E mai mare egal decât 2, nu? 2 de aici. Deci asta e mai mare egal decât asta. Adică X plus Y pe 2 ori 1 pe X da, plus 1 pe Y. Da, dacă scriam pe 1 pe X plus 1 pe X pe 2, înmulțeam cu 2, nu? Înmulțesc cu 2 și asta ar însemna că X plus Y totul pe lângă 1 pe X plus 1 pe Y e mai mare egal decât 4.
2 ori pe 2. 2 ori 2, 4. Când sunt 2, dacă sunt 3, că sunt 3 aia, clar. Vine x plus y plus z supra 3. X plus y plus z supra 3. E mai mare decât media geometrică. 2, nu? Radical indicii 3. Bine, dar aici nu e lucru. Radical indicii 3, dar eu o să arăt direct la media armonică. Folosesc intermedial. X ori Y ori Z. X ori Y ori Z. Chiar dacă știi și s-a într-o număr. Da, ți-i zic că... Radical indicii 3 din 8 și 2. Da, 2 la 3, 2 la 3, 2 la 8. Da? Asta înseamnă. Radical din 2, de exemplu, din 2. Radical indicii 4. Radical indicii 4 din 16. Din 2. 2 la 4 la fac 16. Și asta e mai mare ca decât... Și asta e mai mare ca decât 1 pe x plus 1 pe y plus 1 pe z. Și noi aveam... Și asta mai e ceva de ăsta ori ăsta. Plus 1 metru, parcă e mai mare ca plus x. X plus Y plus Z plus 1 pe 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 Z pl
trecut. Deci, atenție, eu puteam să viu direct cu asta, că o știam. Dar nu se mai lăsa bucuria asta, aveam mulțit, că așa mi-a venit în minte, la prima vedere, ce să fac altceva. Și autorul, când l-a compus-o pe asta, adică să știa, la asta s-a dus el, să mulțești, paranteze, ca să te duci la cea dinainte, X pe Y plus Y pe X, mai mare egal de 2. Asta pe care ți-ai zis totul. Dar ai avut un pic de lucru aici. Ți l-am așezat eu convenabil, dar nu ți-a sărut. Da, nu mai plăcut. Atenție, ce învățăm în negreșiții? Când ele sunt ABC așa, rezultatele înainte se pot folosi în etapa următoare. Da, de multe ori am întrebat. Foarte multe, da, da. Este important să reținem așa ceva. Da, dar vedeți că la o teză, la o olimpiadă, nu-ți mai dă ABC și te folosești în cele sigur, mai. Sigur, că da. Deci în final trebuie să ai multă experiență și cei care sunt la olimpiadă de față la județeană, să zicem așa, au mult antrenament în urmă, deci au ochiul format. Deci el nu mai stă pe gândurile. Știi, vede repede media alimentică cu media armonică. Să rezultate, da. Asta că au fost 3. Când sunt 4, mai mai legat 16. În general, când suntem A1 plus A2 plus puncte, puncte plus AN înmulțit cu 1 pe A1 plus 1 pe A2 plus puncte, puncte plus 1 pe AN e mai mare egal decât eu la doua. Iar după mine. Deci, când se dă asta și când vezi media armonică care e mai mare egal decât media armonică, ce scrii aici? Adevărat? Doar atât? Atât. Adevărat? O scrii media armonică mai mare egal decât media armonică, le-ai mulțit și salut. Aha. Deci scrie asta. Sigur, dar media aritmetică. Media aritmetică. Mai mare egal decât media armonică. De unde rezultă asta? Aha. Da? Deci da. Așa. Așa? De nu o scrie aici, nu așa. Nu, nu. Vii de unde, spui de unde ai plecat. Care este temeiul pentru care poți scrie direct. Că așa acum, dar m-am pus să le mulțesc pentru că nu mai e să joc, adică e dificil. Da, da, da. Dificil. Însă aici, așa trebuie făcut. Da, deci clar, te prinzi că media aritmetică mai mare egal de media armonică, scrii de asta. Exact. Și e suficient. Și cum o scrie de aici, rezultă asta. Asta. Și e suficient, adevărat. Da, gata, nu? Gata. Deci, dacă ați urmărit, lucrurile stau cam așa. Cu cât lucrăm mai mult și mai ales, îndrăznim să ne uităm și la chestii mai dificile. Da, îndrăznim. Da. Deci, îndrăznim să ne uităm la chestii mai dificile. Și îți creează o stare de bine. Nu o posești deloc. Exact. V-am mai povestit, mi-amintesc așa cum trau fiică mea și cu genelă, când lucrau așa, lucrau mai sus chestiuni bucurate, eu habar n-aveam să le fac.
Toată nu știam să le fac. E important să le faceți voi, nu eu. Așa, și soluția care o găsesem eu salvatoare era aceea că era o echipă. Doi și doi. Ei erau mari și mai erau doi, mai, doi ani mai mici. Și eu făceam simultan pregătirea pentru olimpiadă. Da. Nu mai încăpeam. Eram super solicitat. Și atunci spuneam, erau doi grupate acolo și dădeam problema asta, era povestea mea, să avem probleme tare. Diverse, așa. Și ei pur și simplu se simțeau bine, erau relaxați când lucrau. Asta vreau să spun. Are stare de bine și nu obosește. Dar, repet, nu mai muncim, muncim și iar muncim. O să vezi dacă, mă rog, lucrezi așa, continuu, mai ales la partea de la algebră, foarte repede vezi și viteză, ai și viteză mare, iar colegii te vor admira, pur și simplu. Ajungi până acolo când te instalezi și te admiră pentru că ai văzut că e pătratul perfect, ai văzut chestia aia. Deci, de acum, un număr cu singura sensoriu, în urmă, legat de 2, tot timpul. Am plecat la X plus 1 pe X, mai mare legat de 2. Acum, ce X pui tu acolo, e povestea ta. Poți să pui o expresie plus inversul expresiei. Acelea, mai mare legat de 2. Și uite, ușor, ușor, cum se face fel de fel de chestii. Da. Păi să facem un pic de sinteză. Da. Ce-am făcut aici? De sinteza. Sinteza ori. Descompunerea patru folosind metodele combinate. Sinteza ori. Descompunerea în factori folosind metode combinate. Deci, descompunerea în factori folosind metode combinate. Metode combinate. Negalități. Egal 0. Da, când o sumă de pătrate e egal 0, da, corect. Sumă de pătrate e egal 0. O sumă de pătrate egal 0. Dacă și dacă fiecare pătrat este 0 și acolo se acolo, da. La fizică. Asta cu media aritmetică și cu media armonică. Da. Mai inegalități acolo cred că trebuia, nu? Inegalitatea mediilor, da. Inegalități, inegalitatea mediilor. Minunat, X plus 1 pe X, poate fi privit, mai mare egal ca voi, este de fapt că aș face media aritmetică, nu, media aritmetică cu geometric. Fim așa, A plus B plus A plus B, mai mare egal de radical din A urmei. Echivalent. Dacă în loc de A folosesc X și în loc de B 1 pe X, apare X plus 1 pe X, e mai mare egal de 2, am ales aceeași putere 2, radical din X ori 1 pe X. Ce înseamnă? Că X plus 1 pe X e mai egal de 2. Deci media aritmetică mai mare decât media geometrică. Media geometrică. Și în care A-ul este X, iar B-ul este 1 pe X. Okay. Și când X ori 1 pe X, aici este simplu. Exact. Și radical din 9 face 1. Și 2 ori 1, 2. Da. Deci și așa o putem vedea. Da. Deci inegalitatea mediilor, am zis. Da, inegalitatea mediilor. Și scrie media aritmetică mai mare decât mai mare egal decât media geometrică, care mai mare egal decât media armonică. Armonică.
Și cam asta a fost, da? La revedere! Să nu uitați să vă abonați! Asta e ultima chestie. Asta e ultima. Deci, nu pur și să... Și like și share, dar să și vă abonați. Să vă și abonați, asta e. Asta e ultima. Abonați, exact. Da. Da, trebuie să știți, să-i spunem și lui. La revedere! La revedere!